Bună ziua! Sunt doctorul Vladislav Demnar, medic specialist în chirurgie plastică și reconstructivă. Am să vă prezint astăzi o tehnică de închidere al unui defect rezultat în urma exciziei unei tumori mari a buzei inferioare. Zona excizată avea 4 cm lungime și ocupa 50% din buza inferioară, fapt ce obligă la folosirea tehnicilor specifice de chirurgie reconstructivă pentru închiderea plăgii. Pierderea de substanță creată de tumoră și marginile de siguranță depășește posibilitatea de închidere prin sutură directă. Soluția aleasă de mine este lamboul AB. Această metodă umple defectul buzei inferioare cu o parte din buza superioară. Sunt necesare două operații. În prima, un lambou din buza superioară este detașat parțial și coborât la buza inferioară, buzele rămânând atașate 3 săptămâni. În a doua operație, se secționează complet baza lamboului, iar buzele sunt separate. În aceste 3 săptămâni, alimentația este posibilă, iar vorbirea este un pic mai dificilă. Mulțumindu-vă pentru vizionare, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube.